Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O nouă săptămână cu deșteptarea. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Acum, înainte de a începe emisiunea, să știți că aici se poartă o luptă de idei în studio, pentru că Luca și cu mine și cu Zaf, este adevărat, ne gândim să ne cumpărăm niște tricouri de not. Nu că am merge la not, dar eu am aflat în dimineața asta că există tricouri care te protejează de soare când înnoți. Să ieși tricouri speciale. Nu, eu eram țăran până acum și credeam că intri în apă, oamenii care intră în apă intră cu tricouri de alea de bumbac. Mai vechi, pijamaua mai veche cu ceva, știi? Cu flanela de corp. Și acum am înțeles că sunt puțin și speciale, nu? Deci nu, practic nu te duci cu un tricou mai vechi. Luca, zi-ne, mă, că tu ești special. Domnule, în felul următor. Cât fost, mă? 30 de lei. Pomană. De cât atât? Și 25. Și, ia și mie 4. Eu am întrebat dacă pot fi cumpărate online. Și ăsta, Luca, era să cadă de pe scaun. Cum, mă, zice, da, au aici. Și mi-a arătat cu mâna. Aici, unde mi-a arătat cu mâna, sunt 7 km până la magazinul ăla, de zici tu. Până la Băneasa? Da, da, mă, dar e în drumul tău. Păi te întorci. Nu, că nu trec. Hai, mă, fii serios, dar te duci și îți ia 10 minute. În fine, de ce au tricouri de-astea? Pentru că de ce? Dacă stă copilul excesiv în apă, așa, la să mare, arze, să nu-l facă șnițăl. Și atunci, sunt astea, sunt de plastic. Da. Cred că e foarte neplăcut să stai cu ăla pe uscat, mustind de apă. Nu, că scos, mă, presupun că nu. Da. Dar ori și cât. Da. Îți dă și dificultate la not, că te îngreunează puțin, îți dai seama. Nu cred. Puțin. Da, au și de adulți sau numai de copii? Da, de adulți sunt trecute la categoria surfing. Deci s-ar putea să fie mai mile. Surfing. Așa că s-ar putea să nu ne avantajeze. Că mai bine luăm pentru copii supraponderali. La mine smulate oricum. Da, exact. Dar oricum, când ne notăm, noi notăm de fapt pe burtă, așa că asta e, nu se vede. Practic, avem stabilit profundor. Eu not pe spate. Să... stilul submarin. Nu cred că poți să not pe spate, că te răstorni, adică te întorci pe partea cealaltă. N-ai cum, dacă spun, n-ai cum. Am încărcătura mare. Asta, știi? Și te ajută și la valuri. Practic, ești sparge val. Deci, colegule, da, asta e. Asta e viitorul. Au și mai multe culori sau? Au culori felurite și vii, pentru că fiind de surfing, da, știi ce zic? Stai seama, mă, cum o să fim noi rotunzi în tricou mulat cu culori de-astea electrice, verde foforecent. Da. Nu, că au și negre și albe. Gen pentru triști, surferi triști. Da. Pentru persoane sobre. Deci pentru cine vrea să fie gras, dar sobru, în apă. Au gras... varianta pe negru, să te purjolească, să ieși de căldură. Nu că am înțeles că astea negre sunt mai bune la soare decât ale albe. Că prin ale albe trece raza ultravioletă, în timp ce prin alea negre nu. Astea sunt tricouri anti-UV. Păi și atunci cum să te pârjolești cu sunt negru? Sunt tratate. Ceva, da, bă, sunt tricouri speciale. Uite, Ștefan ne spune că fiul lui e alergic la soare și că îi cumpără așa ceva în fiecare an. Deci sunt chiar ajută, îi ajută pe cei care au probleme. Neața, băieți, are și la magazinul de care zicea Luca mai devreme, are asemenea tricouri și există și mărimi pentru adulți. Sunt și cu mânecă lungă și cu mânecă scurtă. Cu mânecă lungă mi-au. Ideea e pantalon. Să țină și de frig. Da. Da. Ideea e că trebuie să fii ud în permanență, altfel te coci în el. Da, mă, cine stă uscat? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.